Mi-a pus verigheta semnul întrebării. Nu știu ce vrea să... Adică poate știu, da? Dacă e păcat sau nu, așa, e semn internațional de căsătorie. De aeroport. Unde mă duc, fac așa, știți? Este o chestiune, știi? Hai să vă dau un verset din Biblie. Dacă o să vreți să înțelegeți, dacă nu, nu pot eu schimba unele lucruri. 1 Petru, capitolul 3, versetul 3. Sigur mă las să răspund întrebarea asta. 1 Petru, capitolul 3, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă, care stă, subliniați, care să fie centru, să fie focusul, asta e, să nu stea. Asta e ideea. În împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Am vorbit, lasă versetul 3. Și am vorbit, versetul 3, și am vorbit cu câțiva așa care s-au legat de verigheta mea și mi-au pus semnul de întrebare la mântuirea mea, de ce am verighetă. Nu. Și am zis, nu-i corect că zici că verigheta e păcat. Și m-am uitat la ea și am zis, eu cred că și nevastă ta o păcătuit pentru că sub baticul ăla legat în față are împletitură de păr, are un coc. Și Biblia spune... Podoaba să nu stea, nu numai în purtarea de scule de aur, că noi am luat numai asta, noi pentecostalii, am luat numai cine i-a plăcut nouă. Da, zice Biblia și în împletitura păr. A fata ta, zice, merge la școală și are codițe. Nu, no, e împletitură. Și în îmbrăcarea hainelor, dar de ce nu ești în pielea goală? Când nu zice haine scumpe, îmbrăcarea hainelor. Păi, atunci fii consecvent cu toate. Nu tăia numai că nu-ți place ție verigheta. Ia-le pe toate. Că altfel nu suntem corecți față de text. În loc să facem exegeză, facem eisegeză. Adică nu las textul, autorul să văd ce vreau să-mi spună, ci eu impun textului ideile mele. Nu, nu! Atunci și împletitura, gata cu codițele, bun, și verigheta, dar și hainele, jos. E clar că nu se referă la așa ceva. Nu se referă că dacă ți-ai făcut un coc sau o fetiță, îi faci codițe. Vai, gata! Să nu stea, adică se întorceau femeile din înalta societate care aveau freze de alea etajate. Și aveau aur în cap de vreo 10.000 de euro, spun comentatorii biblici. Bă, și când astea intrau în biserică, focusul nu mai era Hristos. Toată lumea, girofaruri. Ei, să nu stea în așa ceva. Nu înseamnă să nu îmbraci haine. Nu înseamnă că nu ai o verighetă. Nu înseamnă să nu-ți împletești părul. Logic, nu asta. Să nu ai haine extravagante. Să nu ai haine din alea care să distragă atenția, de alea de fâși. Când vin biserică, tătă lume. Ce-i? Da? Sau de la tip-top, mini-top. Asta este explicația bunului simț la versetul ăsta. Nu-i să n-ai haine, ci să nu ai extravagant. Nu-i să n-ai verighetă, dacă te potignești. Ce să-ți fac eu ție? Dacă mă duc la biserică care zice, păcat să ai verighetă, o dau jos, nu. Bine, el are elicopter de 200.000 de euro, aia nu-i păcat, nu. Să poartă. Da? Împletitura părului. Cu iudeu mă fac iudeu, dar cu curvarul nu mă fac curvar. Deci dacă mă duc într-o biserică și dau jos, că la noi, Doamne, o dau jos, mă. Mi se pare că ei sunt mai slabi în credință, că eu pot să renunț la ea. Dar ei, dacă mă vede ei pentru 200 de euro, ei se potignesc. Eu sunt mai tare că pot da jos și că pot fi fără ea pentru 2 ore la ei. Dacă ei ar fi mai tare în credință, nu s-ar potigni de asta. După mine sunt mai slabi. Deci, așa se interpretează. Ia-le atunci pe toate, frate, nu lua numai una, că dacă e numai una, nu ești consecvent cu ce-o vreau Duhul Sfânt să spună. Bun.